voie să joace, să-i dăm voie să-i scălească în ziar. Eu văd așa și zic, Ceaușescu, eu trebuie să mă reabilitez sau trebuie să se vadă că n-am făcut nimic? Ce nu, nu trebuie să te reabilitezi, trebuie să se vadă că n-ai făcut nimic. Zic, păi ce spune tovarășul Bodnăraș, este egal cu zero. Dar ce ai vrea să faci, tovarășul? Zic, să mi se dea înapoi postul de antrenor federal și să am poziția pe care am avut-o, carnetul de maestru emerit și toate drepturile. Și Bodnăraș, păi nu-l mai am postul pe schemă, nu pot să fac nimic. Și ce ai putea să faci altceva, tovarășul ăla? Zic, eu știu, eventual aș putea să lucrez la radio sau la televiziune. Dar Bodnăraș face, adică, mama ta nu vrei altceva decât radio și televiziune. N-a zis cu Da. vorbele astea, dar eu așa le-am înțeles. Zice Ceaușescu, până mâine dimineață să rezolvi situația tovarășe Roseanu și să-mi raportezi ce ai rezolvat. Și noi n-avem nimic ca contract, ca tovarășa să scrie în ziare, ca să meargă la concursuri. Da, dar după 2 ani de pauză la concursul nu mai ești același, Normal. chiar Aveți dacă joci o bine, nouă că sincopă nu după mai cea ai din timpul aceeași războiului, încredere în altă tine. pauză, da. Și plecăm de la Ceaușescu și domnul Bodnăraș a doua zi dimineață pleacă în concediu și nu l-a mai văzut niciodată. Și n-a aranjat nimic, nimic, nimic. Și eu am rămas fără situație, fără bani, fără nimic. Dar moare ticălus Budnăraș ăsta. Dacă îi dăduse ordin Ceaușescu, Da, ați tot înțeles? n-a rezolvat Și eu mă situația. gândesc ce să fac. Eu pot să mă mai duc la Ceaușescu încă o dată? Ce să fac? Și am început să joc și m-am dus la Zagreb, la Europene. Și acolo m-am întâlnit cu prietena mea, Priții, jucătoare austriacă, fostă campioană mondială și ea. Și i-am spus, trimite-mi o invitație să viu cu fetița mea la tine la vară, la Viena, o lună. Mi-a trimis invitația. Și între timp, am uitat să vă spun, când am fost pusă pe dușe, eu m-am dus să depun actele, să plec. Și am mai invitat același vicepreședinte care mi-a spus că de când dă cont la sportivi să Da. plece. Și zice, e adevărat că ai băgat acte de plecare? Zic, da, păi dacă n-aveți nevoie de mine și mă țineți deoparte ca pe ostracizată, ce să fac aici? Și îi spun lui Priții să-mi trimită o invitație să viu vara cu fetița la Viena. Și îmi trimite invitația și mă duc la colonelul la care am băgat actele. Și zice, păi noi nu facem acte pentru turiști. Zic, da, dar eu înainte de a face cerere, am scris o scrisoare lui Gheorghiu Udeș că îl rog să-mi dea voie să plec cu fetița la Viena în concediu. Și m-a chemat la telefon secretarul dumnealui să mă duc să depun actele, acolo unde se depuneau actele de plecare. M-am dus la același colonel și mi-a zis, noi nu facem acte. Zic, da, secretarul tovarășului Gheorghiu, deci mi-a spus să viu la dumneavoastră să bag actele. Ce vreți să ieșiți puțin afară? M-am dus afară și după 5 minute m-a chemat. A chemat pe un colonel acolo și a spus, vezi să completeze formularul de plecare în concediu, tovarășa Lozeanu. Am completat un formular și după 3 săptămâni am primit un certificat de plecare la Viena, fetița, vara, în vacanță. Am plecat în vacanță, am luat o valiză și fetița și am fost dusă. Ați închis casa, ce Am spuneați închis mai casa, devreme, mașina în fața cu toate casei, trofeele înăuntru, toate cu tot ce trofele, avea? totul, 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 nu știu cine le-a luat, nu știu. A soțul dumneavoastră plecase deja? Plecase, păi aranjase și Da. v-am spus că, eu deja am spus că îi dă drumul să plece. Și când am ajuns la Viena, eu am început să simt că eu vreau patul meu și vreau casa mea și vreau lucrurile mele. Asta în ce an era acum? 60. 60. Și soțul meu era în Israel și era de acum profesor la Technion. Pentru că el a venit cu acte de aici, că a lucrat la Institutul de Mecanică Aplicată, a lucrat și ca inginer și a cunoscut un profesor mare de acolo, de la Technion, și l-a făcut direct profesor la Technion. Și era cu totul altceva decât ce a lucrat aici. Și un prieten de-a lui la Viena i-a telefonat că eu sunt acolo, să dea telefon să vorbească cu mine.
Și zice, cum, ești acolo și ai libertatea fetiței în mână și vrei să te duci înapoi? Pentru că eu am început să simt că vreau casa mea și vreau lucrurile mele. Zic, da, ce să fac eu acolo? Începuse deja să vă fie dor de România? Da. Mai că vrea să mă întoarceți. Da. Și zic, da, zice el, să nu faci așa ceva. Îți stau la dispoziție cu tot ce am, cu toată prietenia, cu toți banii, cu tot ce vrei. Nu face moarte cu copilul. Adă-l aici. Zic, bine, dar ce să fac cu mine? Aici, dacă ai să iei locul 2 sau 3 pentru țară, o să fie mare lucru, nu ca acolo unde când ai luat locul 2 te-a dat afară. Avea și el dreptat. Participați pentru Israel de acum la competiții. Ei, da, dar eu eram la sfârșitul carierei. Aveam 39 de ani de acum, nu merge la infinit. Dar mai jucat și acolo, să vă povestesc când dacă mai aveți timp. Vă rog, cum să... Și ce credeți că am făcut? În aceeași seară m-am dus și am luat bilet și am plecat în Israel. În aceeași seară, că dacă trecea o noapte peste mine, n-aveam puterea să fac asta. N-aveam puterea, pentru că eu eram româncă și iubeam România și pe români, dar nici așa nu se poate să-ți dea la cap, la cap, într-una și tu să fii acolo. Valeriu mă cunoaște pe mine de când eram copil. Aveați și dumneavoastră o limită. Iubeați pe român, iubeați România, dar dacă România și nu vă dorea... Și am ajuns în Israel și când am pus piciorul, era la Tel Aviv, la aeroport, aerul de acolo, știți, am simțit că mi se pune o perdea pe creier, că mi se astupă urechile și capul și ochii, și perdea care nu m-a lăsat un timp îndelungat, știți, am avut așa, nu știu, de la aerul, care e cu totul altfel decât aici, de la ce, și am mai jucat acolo în Israel puțin, am câștigat Maccabiada, un fel de competiție internă lor, internă, și Chinusul Hapoel, unde a fost campioana mondială de după mine, Eguchi, și am avut noroc că mi-a mers și am putut să o mai bat pe ea, dar nu mai puteam pentru că n-am găsit nici cele mai elementare condiții de joc în Israel. Nu era să juca pe ciment și pe niște mese care nu țăreau în două locuri la fel. Vă închipuiți, după ce eu am jucat în toate sările din lume, în cele mai optime condiții, cu podea specială, cu lumină,